Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față, pornită ca o necesitate imperioasă și obiectivă în viața publică românească. Schimbarea clasei politice răspunde așteptărilor cetățenilor dornici de realizarea unei alternanțe la putere. Un asemenea eveniment, dacă vă amintiți și dumneavoastră, s-a produs la alegerile locale într-o localitate din zona metropolitană a Băii Mari, unde a fost fief social-democrat, tradițional, cu un primar având la activ mai multe mandate consecutive. Și iată, a fost ales un nou edil. În acest context, astăzi vom dezbate câteva aspecte importante din viața unei comunități reprezentative cu noul primar al orașului Teuție Măgherăuș, domnul Dumitru Marinescu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație! A stat în umbră, noi nu v-am prea cunoscut, cu toate că ați lucrat la primăria Teuție Măgherăuș în calitate de viceprimar. Da, am avut două mandate de viceprimar înainte de a prelua astăzi, sau să zicem în luna octombrie anului trecut, mandatul de primar. Am fost în umbră pentru că un viceprimar trebuie să fie, să zicem, gospodar și să fie mai în eșalonul 2. Dar se pare că munca pe care eu am avut-o la nivelul orașului Teuții Măgherăuș și la primărie a dat roade, în sensul că astăzi discutăm din postura aceasta, eu să fiu edilul sau primarul orașului Teuții Măgherăuș. Pe această cale, încă o dată, doresc să le mulțumesc cetățenilor orașului Teuții Măgherăuș pentru că este prima emisiune la care particip în această calitate și promit că nu o să-i dezamăgim. Vreau să ne spuneți ce experiență profesională aveți. Eu sunt jurist de profesie, am fost angajatul primăriei orașului Teuții Măgherăuș din 2008 până 2012 și din 2012 până la alegerile din luna septembrie anului trecut am ocupat funcția de viceprimar. Au fost lucruri care de-a lungul timpului v-au supărat și nu vorbim doar de administrația locală din Teuții Măgherăuș, așa în general privind pe ansamblu administrația locală, și care să vă determină să vă doriți să candidați și să faceți niște schimbări? De fiecare dată și în orice activitate pe care o desfășor și o desfășurăm fiecare dintre noi, apar și nemulțumiri. Sunt și lucruri care pot fi făcute mai bine și lucruri care pot fi privite dintr-un alt punct de vedere, motiv pentru care am hotărât să candidez și să încercăm să remediem ceea ce, din punctul meu de vedere, la acea oră nu a fost în regulă. În noua postură, cu siguranță că aveți câteva avantaje, pentru că nu sunteți străin de primărie, derivate din activitatea anterioară aceste avantaje. Ei bine, cum colaborați cu aparatul de specialitate din primărie și dacă aveți intenția unei restructurări a organigramei? Că se mai întâmplă, mai ales acum cu această criză sanitară pe care o avem și nu numai. Relația mea cu aparatul de specialitate este una foarte bună, pentru că 12 ani se muncește într-un colectiv, nu este puțin lucru. Pe toți dintre ei îi cunosc, cu toți am muncit, cu toți am avut relații de serviciu și am colaborat pe fiecare linia administrativă pe care am avut-o la nivelul primăriei Teuții Măgherăuș. Nu mă gândesc la o restructurare a aparatului de specialitate pentru că suntem un aparat de specialitate destul de restrâns numeric, dar calitativ și sunt convins că împreună vom putea pune în aplicare planul pe care noi îl avem vis-a-vis de orașul nostru Teuții Măgherăuș. Adică să înțelegem că nu trebuie un aparat foarte stufos ca să aparat uman, da, ca să meargă treburile bine la o primărie. Nu, din punctul meu de vedere trebuie să fie în primul și în primul rând calitate, interes și rolul unui primar este de a crea condiții optime de muncă. Să le creăm oamenilor și angajaților și colegilor noștri un mediu propice, un mediu în care să dea rezultatele pe care noi ni le dorim. Pentru că și aparatul de specialitate al primarului nu este altceva decât o structură umană care trebuie să își facă datoria vis-a-vis de cetățenii pe care îi reprezentăm. Pentru că prin munca lor nu se întâmplă altceva decât realizarea unor proiecte. Proiecte care vin în
interesul și în sprijinul cetățenilor. De ce vă întrebam asta? Pentru că încă în România cetățenii se plâng tot mai mult de calitatea funcționarilor publici, de atitudinea lor în mod special, pentru felul în care este această relație. În momentul în care am preluat mandatul, prima discuție pe care am avut-o cu colegii mei a fost aceea că trebuie să înțelegem un aspect foarte important. Noi suntem în slujba cetățeanului. Cetățeanul este principalul proiect al primarului Marinescu Dumitru din orașul tău, Țimăghereuș. Cetățeanul este în centrul atenției. El trebuie să vină la primărie, să se simtă confortabil, să se simtă un om important, pentru că pentru fiecare primărie și pentru fiecare dintre noi, cetățeanul care ne-a ales și care ne-a trimis și ne-a îndrumat acolo este elementul esențial și de bază. Și le spuneam colegilor mei că trebuie să avem un respect deosebit față de cetățenii care ne trec pragul primăriei. Și de fiecare dată să încercăm să ajutăm, să fim în folosul dumnealor. Orașul Tăuții Măghereuș se află printre OAT-urile în care dezvoltarea economică este o realitate. Ce perspective există la ora actuală și cum funcționează acei agenți economici din zonă și dacă aveți de gând să atrageți și noi investitori? Da, și pe de altă parte, ce oferă în prezent administrația locală? Ce mă bucură, vă pot spune, chiar astăzi am avut o întâlnire de lucru, să zicem, cu conducerea unei societăți comerciale din orașul Tăuții Măghereuș. Sunt bucuros că această criză nu a afectat o anumită parte a industriei care o avem la nivelul orașului Tăuții Măghereuș. Adică firmele n-au avut de suferit. Parte din ele n-au avut de suferit. Este un lucru foarte, foarte bun atât pentru noi cât și pentru cetățeni, pentru muncitorii care își desfășoară activitatea în firmele respective. Și mă bucură că doresc să investească mai departe, să se dezvolte. Foarte multe societăți doresc să își extindă astăzi fabricile pe care le au în administrare. De asemenea, oricum, noi vom veni în sprijin și vom fi alături de societățile comerciale. Suntem partenerii lor. Dar cum veniți în sprijinul lor? Orice măsură care poate să fie benefică pentru ei, pentru a-i ajuta. Adică au nevoie de infrastructură, au nevoie de rețele de apă, rețele de canalizare. Vom veni în sprijinul lor, vom ajuta și vom fi umărul, să zicem, de care și ei au nevoie în această societate atipică pe care astăzi noi o trăim. Putem vorbi de investitori noi cât de curând sau sunt anumite discuții? Sunt discuții cu noi investitori. În cel mai scurt timp o să fie câteva surprize vis-a-vis de noua viziune a orașului Tăuții Măghereuș și din punct de vedere al economiei locale. Dar explicați-ne măcar ce puteți spune până să ajungem la acel punct. La această oră nu putem să vă spun, nu pot să vă spun foarte multe pentru că sunt tatonări, sunt noi discuții. Și orice discuție ar putea să blocheze, să zicem, anumite investiții, pentru că oamenii sunt un pic sceptici. Este frica asta de să nu ni se pună piedici, da? Piedici ca piedici, dar și chestiunea asta cu boala secolului pe care noi o trăim, să știți că are un efect asupra deciziei investitorului. Dar vom vorbi de investitori noi. Bineînțeles, bineînțeles. Credeam că rămâneți la investițiile care sunt acolo. Nu rămânem la investițiile care sunt acolo. Vom aduce noi investitori. Vor fi investiții care vor ridica, să zicem, și mai mult orașul Tăuții Măghereuș. În ultimii ani, după cum și dumneavoastră știți și noi, în orașul dumneavoastră s-a produs un adevărat boom imobiliar. Sute de familii construindu-și reședințe în zonă. Unii chiar s-au mutat definitiv acolo din Baia Mare și din alte zone. Dar în ce măsură la ora actuală sunt asigurate utilitățile necesare și care este starea rețelelor de apă, canal, gaz și energie electrică? Pentru că, trebuie să recunoaștem, am primit câteva sesizări din zonă, în special cu calitatea apei în anumite perioade. Sunt, așa cum spuneți, foarte mulți noi tăuțeni. Au fost toate rețelele la acel moment au fost
dimensionate la o anumită, la o anumită capacitate care astăzi nu mai face față. Avem în plan înlocuirea acelor rețele și dimensionarea lor pentru a nu mai avea niciun fel de problemă vis-a-vis de calitatea apei, de exemplu. Chiar în această săptămână am avut o întâlnire cu directorul de la Electrica pentru extinderea rețelelor de iluminat. Avem probleme și pe partea de electricitate, deoarece fiind foarte încărcate rețelele, riscăm și avem perioade în care tensiunea este sub cea normală. Am semnat un contract de cofinanțare pentru extinderea rețelelor electrice și eu sper că în cel mai scurt timp în zona asta rezidențială și în zona nouă să nu mai avem astfel de probleme. Mai aveți locuri pentru case, pentru cei care doresc să vină în zonă? Acum, da, să nu se creeze nici supraaglomerări, da, pe anumite sectoare. Sunt terenuri încă în mediul privat, se tranzacționează pe piața imobiliară, dar și noi vom scoate în cel mai scurt timp parcele la licitație. Suntem într-o perioadă în care inventariem și verificăm cu colegii mei de la Serviciul de Urbanism din cadrul primăriei situația terenurilor concesionate, urmând să venim în cel mai scurt timp spre doritori cu noi parcele scoase la licitație, atât pentru construirea de locuințe pentru doritori, cât și pentru tinerii căsătoriți. Aveți și în partea dezvoltatorilor imobiliari cereri pentru a mai dezvolta acolo în zonă? Există. În fiecare zi semnăm o grămadă de certificate de urbanism, autorizații de construire, pentru că încă terenuri sunt și dezvoltatorii din zonă construiesc. Și ne bucură că se și cer locuințe. Asta înseamnă că nu suntem chiar atât de afectați din punct de vedere economic. Serviciile publice sunt determinante în evaluarea activității administrației publice. Aș vrea să ne explicați cum se colectează în prezent la dumneavoastră în zonă gunoiul menajer și, pornind de la sesizările primite, cum s-ar putea evita blocajele create în trafic în timpul ridicării gunoaielor de pe DN1C. Am primit și pe acest segment sesizări. Avem sesizări și noi la primărie vis-a-vis de colectarea aceasta a deșeurilor și vom rezolva în cel mai scurt timp, să zicem parțial, colectarea selectivă a deșeurilor menajere din orașul Tăuții Măghereuș. Poate că spun un lucru din casă, să zicem, dar mâine sau poi mâine am o întâlnire cu reprezentanții celor de la Drusal cu privire la noul program de colectare selectivă a deșeurilor. Asta e o noutate, să înțeleg că deja ați luat măsuri pentru ca aceste probleme să nu mai apară? Să se modifice anumite ore? Să se modifice și anumite zile. Să zicem, de exemplu, poate o zi de sâmbătă este mai puțin afectată decât o zi din timpul săptămânii, când cetățenii se duc la muncă, când cetățenii au de făcut navetă spre Baia Mare. Și cu 1 aprilie o să fie publicat și adus la cunoștința cetățenilor noul program de colectare a deșeurilor din orașul Tăuții Măghereuș. Și ajungem la un alt punct sensibil. Ne bucurăm de această veste. O să nu creadă telespectatorii că ne-am înțeles. Chiar am primit vreo 5 sesizări pe tema aceasta, dar probabil că au fost așa în paralel și spre primărie și spre noi. Și noi primim aceleași sesizări și n-am discutat aceste da. Subiecte pe care le vom dezbate noi astăzi deloc. O provocare pentru această perioadă o reprezintă lipsa acelui buget anual. În această perioadă, cum gestionați starea de fapt și ce resurse financiare aveți? Funcționăm așa cum ne permite legea. Mai exact din ce? 1/12 din bugetul anului anterior. Dar ne gestionăm resursele în așa fel încât să nu avem niciun fel de problemă. Să nu existe probleme la transportul public de persoane, să nu existe probleme, așa cum spuneați mai înainte, la colectarea deșeurilor, să nu avem probleme la asigurarea condițiilor de învățământ în orașul Tăuții Măghereuș, pentru că funcționăm în acest cod roșu astăzi cu liceul nostru, dar încercăm... Dar elevii sunt prezenți la ore. Încercăm să asigurăm toate condițiile
în aceste spații să nu, și să nu avem niciun fel de problemă. Ne descurcăm. Ce măsuri ați întreprins la unitățile școlare? Chiar înainte de începutul acestui al doilea semestru de învățământ, am dezinfectat toate sălile, am dezinfectat mijloacele de transport, am pus la dispoziție dezinfectant, măști și o atentă supraveghere a modului de curățenie care se desfășoară în unitățile de învățământ din orașul nostru. Aveți suficiente spații pentru ca elevii să poată fi prezenți fizic la ore cei care intră în categoriile că pot fi prezenți? Acest punct de vedere nu avem niciun fel de problemă. Asigurăm toate spațiile pentru desfășurarea procesului de învățământ în condițiile optime. Știți că odată instalați în funcție, majoritatea persoanelor aflate în demnități publice uită de alegători. Asta mi-a spus la începutul emisiunii că vreți să schimbați această strategie, da? Să acționați altfel. Cum v-ați gândit? Cum veți interacționa cu cetățenii orașului Teoții Măgărăuș? Și cum veți asigura această transparență? Că omul deja nu mai are încredere în politicieni deloc. Da, politicienii da, astăzi... probabil că au avut o schimbare, dar cu ce veniți nou? Odată, cum va fi abordarea? Cea mai importantă abordare, din punctul meu de vedere, este ușa primarului este deschisă. Indiferent de ce zi sau ce perioadă a zilei, și primarul este la sediul primăriei, cetățenii au acces la primar, pentru că ei l-au pus acolo. De asemenea, fiecare investiție pe care o vom derula... Dar nu veți face asta doar în primul an de activitate și după aceea să vă schimbați iarăși abordarea? Eu zic că nu. Așa o să rămână. Vedeți că această emisiune rămâne în arhivă și o să vă urmărim. Vă rog și să mă trageți de mână dacă cumva nu o să îmi respect aceste promisiuni. Legat de proiecte, așa cum am spus și în campania electorală, ne vom ține de promisiune. În fiecare localitate aparținătoare orașului Teoții Măgherăuș vom avea discuții cu cetățenii vis-a-vis de nevoile lor. Deci vom fi prezenți atât primarul cu consilierii locali din fiecare localitate. Cum vă înțelegeți cu consilierii locali? Nu înțelegem foarte bine. Indiferent de culoarea politică? Câți liberali aveți acolo? Avem șapte consilieri liberali, sunt 5 Alianța pentru Maramureș, 1 DMR, 1 PMP. Alianța pentru Maramureș e Coaliția pentru Maramureș. Sau Coaliția pentru Maramureș, da. Și avem un reprezentant al Partidului Ecologist Român. Vreau să înțeleagă și sper și îmi doresc că domnii consilieri să aibă același scop și același interes cu primarul și cu echipa lui. Cetățeanul trebuie să primeze, trebuie să nu ne opunem proiectelor care vizează bunăstarea localității în care noi trăim, pentru că și consilierul local, indiferent de culoarea politică pe care o are, acolo trăiește și acolo își trăiește viața. Și toți ne dorim să trăim în condiții foarte bune în orașul Teoții Măgherăuș. Domnul primar, aveți și proiecte în derulare în prezent, unde trebuie asigurată cofinanțarea. Cum o veți descurca? Sunt proiecte europene, sunt proiecte care necesită cofinanțare, dar am purtat o serie de discuții în urmă cu 2 săptămâni cu reprezentanții guvernului la București. Sunt promisiuni că ne vor ajuta și sper să se țină de cuvânt. Acum așteptăm și noi fapte. Dar în curând urmează să fie lansate și noi oportunități de finanțare europeană. Sunt anumite proiecte pe care le aveți vizate? Avem proiecte pe care urmează să le demarăm în orașul Teoții Măgherăuș. Dorim să facem o rețea stradală civilizată, dorim să realizăm trotuare, piste de biciclete. Avem probleme foarte mari cu deversarea apelor pluviale, de ploaie. Așa cum cu ultimele precipitații am avut foarte multe neplăceri cauzate de apele care nu au avut unde să se scurgă. Este o prioritate. Este o prioritate pentru noi realizarea racordurilor de canalizare a gospodăriilor din vecinătatea drumului european E58 care nu sunt racordați. De asemenea, dorim tot pe acest drum european să realizăm trotuare și, dacă o să ne permită spațiul și geografia terenului,
și chiar o pistă de biciclete. Și să știți că avem toate premisele că lucrurile se vor putea realiza. Și cetățenii asta își doresc acolo la noi la Tăuții Măghereuș, vis-a-vis de tot ce înseamnă, cum spuneați și de noastră, acest drum european. Și un proiect extrem de important care l-am dezbătut la Ministerul Transporturilor a fost centura ocolitoare a orașului, care și pentru cei de la București, să știți că reprezintă o prioritate, nu le-a venit să creadă în momentul în care au făcut studiul de trafic că un asemenea număr de mașini este trafichează drumul european. Practic, la anumite ore de vârf, da. Este... Deci nu le-a venit, să creadă și reprezintă pentru ei o prioritate realizarea acestei centuri. Da, asta pe ce termen s-ar putea realiza și când ar putea începe? Pentru că în campania electorală am fost asaltați de asemenea promisiuni, nu doar din partea dumneavoastră, și din partea celor din zona metropolitană, că vom avea centura metropolitană și din partea altor decidenți. Eu zic că în funcție de alocările bugetare lucrurile se pot realiza. Dar eu nu fac o promisiune la ora aceasta pentru că vreau să vedem cu exactitate care sunt următorii pași pe care îi vor face și cei de care noi depindem. Pentru că nu se va realiza atât de ușor. Acolo intră o procedură de expropriere a terenurilor pentru că sunt foarte multe persoane fizice. Este o procedură destul de greoaie și dacă din punct de vedere legislativ nu se vor reglementa anumite chestiuni, nu o să fie ușor să facem nu doar o centură ocolitoare. Orice fel de proiect mare va fi aproape imposibil de realizat. Este foarte, foarte greu, dar nu este imposibil. Și vom lupta pentru realizarea acestei centuri. Este o ambiție personală, să o zicem așa. De aceea nu vreau să fac o promisiune să spun că se va realiza în atâta timp. Nu. Să vedem odată care sunt pașii de urmat, să vedem în ce condiții vom fi beneficiari acestui proiect. Încă nu se știe dacă se va derula prin Consiliul Județean, se vor derula prin consiliile locale, dar orice variantă este bună atâta timp cât o să se și realizeze. Cele mai grele lucruri pe care credeți că o să le întâmpinați în acest mandat, care vor fi? La această oră, dacă mă întrebați, cel mai greu lucru în acest mandat va fi acoperirea datoriilor pe care le are primăria Tăuții Măghereuș. Are multe datorii primăria? Primăria Tăuții Măghereuș are datorii importante. Dacă tot am deschis acest subiect, aș vrea să ne dați o sumă aproximativă. Și la ce sunt aceste datorii? Pe ce segmente? Suma este de peste 1 milion de euro. Deci peste 1 milion de euro și reprezintă datoriile pe care le-am preluat odată cu noul mandat. Bun, pentru anumite proiecte? Au fost anumite lucrări care s-au făcut și care nu au fost achitate. Cum veți gestiona această situație? Lucrurile sunt foarte simple. Vom gestiona cu multă atenție bugetul Consiliului Local. Adică vom veste dintr-un capitol și vom prioritiza și vom încerca și vom demara proiectele cele mai importante. Nu dorim să avem niciun fel de datorie față de niciun furnizor. I-am asigurat pe toți cei care au înregistrat datorii în momentul în care am preluat mandatul că ce s-a contractat, ce s-a lucrat, se va plăti. Și într-un fel sau altul vom ajunge la un nivel la care să putem continua toate proiectele fără niciun fel de probleme. Dar de ce s-au acumulat aceste datorii? Că știam și noi, și am mai menționat în enumărate emisiuni, că orașul Tăuți, da, și am spus și astăzi, este un oraș care are bani, da, la buget. Firmele respective care contribuie la bugetul local, cum e cu ele? Cred că nu întrebați persoana potrivită la acest moment vis-a-vis de datoriile care au fost lăsate ca moștenire la Tăuții Măghereuș. Domnule primar, dar nu, pentru noi nu este un impediment, nu este un obstacol în dezvoltarea orașului și în atenția pe care o vom da
dezvoltării locale. Deocamdată nu vă putem critica decât să, după ce urmărim puțin activitatea dumneavoastră, după aceea să vedem și să vă mai întrebăm ce se mai întâmplă în zonă și vom fi și noi prezenți acolo în Tăuți ca să aflăm și punctul de vedere al cetățenilor până la urmă, că e important. Vă așteptăm cu drag de fiecare dată la Tăuți și Măghereuș și critica trebuie să fie constructivă și o să o luăm ca și ca atare. Vom fi foarte atenți la cei care ne semnalează neplăceri, pentru că sunt convins că nu va fi totul roz, dar vom realiza toate lucrările și toate lucrurile să fie lumea mulțumită. Mulțumim pentru participare, vă mai așteptăm. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor, domnilor, pauză de publicitate și vedem ce se întâmplă și în comuna Săcălășeni, anul 2021, care tocmai a început de câteva săptămâni.